dimineața. Dimineața, bine v-am găsit. Deci, vă invităm la etajul 2. Noi mergem acolo ca să putem să vizităm maternitatea și vă urmăm. Vă urmăm. Aici la lift, la lift voi. La lift. La lift. Nu merg nici oficialii de la guvern. Da? Nu merge nimeni. Nu? Dacă se naște un bebeluș, acum... Binecuvintează în al vrea sfințită, părinte! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos! Cele înalte locuiești și spre cele smerite privești. Cel ce ai binecuvântat casa lui Laban cu intrarea lui Iacov și casa lui Putifar cu venirea lui Iosif. Cel ce ai binecuvântat casa lui Abiadar prin aducerea în ea a chivotului legii și în zilele venirii tale în trup, Hristoase Dumnezeul nostru, ai dăruit mântuire casei lui Zacheu. Însuți, binecuvintează maternitatea aceasta și cu frica ta întărește-i pe doctorii și cadrele sanitare ce își vor desfășura activitatea aici, păzându-i nevătămați de cei potrivnici. Trimite binecuvântarea ta din înălțimea lăcașului tău și binecuvintează și mulțește toate bunătățile în acest spital.
că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Temperatura apei se schimbă în funcție, sunt aparatele acelea. Durează 6 secunde până vine apa caldă, ca să nu fie probleme de rețea. Unde vedeți, afară este o fabrică întreagă de aer, deci se bagă și se scoate aerul viciat. Tocmai ca să fie și mediul aerian, să fie lipsit de microbi. Da, părinte, cuvântul meu îl încep cu ceea ce bunul Dumnezeu le-a zis primilor oameni când i-a creat, i-a așezat în rai, i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Orice familie de român ar trebui să aibă 3 copii. Unul pentru tata, unul pentru mama și celălalt pentru biserică și țară. Domnilor miniștri, domnule președinte, domnule prefect, ne-au fost de un mare ajutor. Acest proiect care a început cu foarte mulți ani în urmă, în 2007, s-a reușit, iată, finaliza și redebloca datorită sprijinilor domnilor lor. Pronea cerească a făcut ca anul trecut, vara, să ne facă o vizită la spital, la copii abandonați, și cu această ocazie ne-au întrebat de problemele noastre, le-am arătat maternitatea și lucrurile, iată, au demarat. Mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, Radu Moldovan, care și-a dat tot bugetul Consiliului pentru spital. Bună ziua! În primul rând vreau să încep prin a-i felicita pe toți cei care lucrează în acest spital, medici, asistente, conducerea executivă a spitalului, așa cum o fac de câte ori mă adresez celor care lucrează în general în sistemul de sănătate în România. Fără acești oameni, nimic din ceea ce construim n-are nicio valoare. Și, de fapt, ei sunt cei care, și în condiții foarte dificile, și în condiții de infrastructură învechită, de lipsuri, și-au făcut datoria și-au salvat vieți omenești. Dacă vorbim de maternitate, au adus pe lume noi copii și cred că primul meu mesaj trebuie să fie către ei. În al doilea rând, mă bucur foarte tare să văd, e o coincidență fericită că azi e Ziua Europei, să văd că putem avea și în România condiții apropiate de ceea ce ne dorim și ceea ce vedem la nivel european. Cred că maternitatea în forma actuală, și e foarte bine de precizat că nu doar la Bistrița, ci anul trecut am deblocat un program început în 2007 și închis în 2009, prin care 19 orașe din țară avem maternități la nivel european. Ori, dacă mă întrebați dintre toate deciziile pe care le-a luat guvernul anul trecut, care a fost cea mai bună, n-aș ezita să spun că asta a fost cea mai bună. Nimic nu cred că e mai important decât să ai maternități moderne, să ai condiții în care copiii să vină pe lume în siguranță, cei care au probleme să poată fi salvați și în felul acesta să aducem la îndeplinire ceea ce înalt preasfințitul Andrei ne-a trasat, și anume cel puțin 3 copii fiecare familie. Unul pentru mama, unul pentru tata și unul pentru biserică și pentru țară. Vreau doar să spun încă o dată că apreciez foarte mult consiliile județene, primăriile, care reușesc, în condiții, bineînțeles, banii nu ajung niciodată, care reușesc să investească, și se întâmplă cam în toată țara acest lucru. Aici vreau, sigur, să-i felicit pe cei din Bistrița, dar nu doar în Bistrița se întâmplă acest lucru, să investească în spitalele județene și în spitalele municipale, tot sprijinul din partea guvernului, acolo unde putem să intervenim. Și uitasem că am făcut un lucru bun cu o aparatură extrem de modernă, care, când a venit? Anul trecut a venit? Anul trecut. Slavă Domnului, uite, să, măcar să fie fapte bune pe care să... care să-mi fie reamintite aici. Evident că în anii care urmează, cu eforturi de la bugetul de stat, cu eforturi de la bugetele locale și cu fondurile care au fost alocate României în 2014-2020,
cele două priorități absolute la nivel național, și anume sănătatea și educația, au cel mai mult de beneficiat. O spun atunci când mergem și inaugurăm școli care începuseră în 2007-2008 și pe care de-abia acum le finalizăm. O spun atunci când merg și văd spitale sau maternități de acest gen. În mod special, chiar dacă nu-i eu cred că e o veste bună și pentru Bistrița, chiar dacă nu-i vorba de un proiect strict în Bistrița, știți că avem în perioada de finanțare din bani europeni cele trei mari proiecte de spitale regionale, spitalul de la Cluj, spitalul de la Iași și spitalul de la Craiova. Și spuneam, nu chiar în Bistrița, spitalul regional e la Cluj, dar cred că va fi un sprijin și pentru locuitorii de aici și nu mai e nevoie să ducem pacienți la București sau cine știe unde în altă parte. Și aceste trei spitale regionale vor fi realmente la standard european, dar e nevoie în continuare de dezvoltarea restului rețelei. Încă o dată, cred că orice euro, orice leu pe care îl investim în sănătate și în educație este cea mai bună investiție pe care o poate o face un guvern, o autoritate locală, și mulțumesc echipei de aici, echipei de conducere, echipei de medici, de asistenți, de personal, pentru eforturile pe care le fac și pentru răbdare, că au așteptat destul de mult ca să aibă această maternitate, au un lucru celelalte proiecte de extindere și faptul că se întâmplă și că până la urmă le realizăm, cred că este pentru ei în primul rând o mare bucurie și un mare ajutor pentru locuitorii județului. Mulțumiri pentru cei care au pus umărul la acest proiect și felicitări celor care lucrează zi de zi și noapte de noapte în aceste unități spitalicești pentru binele concetățenilor noștri. Vă rog. Așa am spus eu. Vreau să seara președintele Băsescu că la un moment dat l-ați fi rugat să vă vine naștă după vă fac mai al treilea copil. Este adevărat? Bineînțeles că nu e adevărat, dar nu asta e ideea. Ideea este următoarea. Azi e ziua Europei. Dar nu e doar ziua Europei, e și ziua independenței, atunci când e adevărat vechiul regat a reușit să-și proclame independența și după aceea pasul următor a fost unirea cu Transilvania. Mâine este și ziua regelui și în acest context cred că toți românii așteaptă și își doresc și merită ceva mai bun decât ceea ce au văzut în ultimele seri. Așa încât eu cred că îmi fac datoria. Ieri am reușit și împreună cu dumneavoastră, cu mass media, să vizitez și să încurajez companii mondiale care creează locuri de muncă în România, care creează creștere economică și bunăstare. Astăzi, o să merg și astăzi de altfel în Bistrița, azi vreau să vorbim foarte mult despre sănătate, pentru că, într-adevăr, nu putem să spunem că suntem europeni dacă avem spitale ca Nevu Mediu și medici plătiți mult prea puțin și o să fiți extrem de uimiți, dar eu repet, fiind convins că românii merită ceva mai bun decât ce au văzut în seriile trecute, eu despre asta o să vorbesc și despre asta o să și pentru asta o să-mi consum energia în perioada imediat următoare. Dumneavoastră puteți să reveniți. Eu nu. Un fel de amenințare o arată. Așa spuneam că să nu uităm de mușamalizarea acelui dosar a morții procurorului Panai. Și anunțarmele dumneavoastră legate de acest dosar. Cred că toți românii vor aprecia foarte mult că în loc să răspund la asemenea lucruri, îmi văd de treabă de spitale, de școli, de societăți comerciale, de drumuri, de construit, de sprijinit construcția de biserici. Avem, o să mergem la Dej, acolo unde guvernul și autoritatea locală vrea să construiască un nou așezământ religios. Eu cred că acestea sunt lucrurile pe care le așteaptă toată lumea de la mine și cu atât mai tare se va vedea discrepanța față de ce fac alții, dar fără să pronunț numele. Dar aceste declarații? Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Cred că singura amenințare pentru România este să rămână în continuare în acest tip de societate în care ura și acuzațiile sunt regula. Ori eu, prin ceea ce am văzut în ultima perioadă,
și pe partea economică, și pe partea de sănătate, și de educație, și de infrastructură, cred că România are o șansă extraordinară de a se dezvolta și de a-și regăsi, de a redeveni o societate normală, și inclusiv din punct de vedere medical. Da. Ați reușit să vă întâlniți cu Crin Antonescu aseară? Orașul e mic și el a fost aici. Nu, azi dimineața noi am plecat mai devreme de la hotel și nu am avut ocazia să ne întâlnim, dar oricând, când va fi cazul, bineînțeles că ne vedem. Și de altfel aici, la Bistrița, în noiembrie 2012, a fost momentul în care împreună am construit guvernul din decembrie, ca persoane, portofolii. Nu am niciun fel de restricție de a discuta întotdeauna și cu oricine, fără niciun fel de condiție, despre refacerea Uniunii Social-Liberale și mă bucur foarte mult că în Bistrița, și nu doar în Bistrița, în general în Ardeal, oamenii fiind mai așezați, sunt împreună în continuare și în Consiliul Județean și în Consiliul Local, au proiecte importante de făcut și orice ceartă mai vine de la București trece și oamenii își văd de treabă și își fac datoria față de cei care au ales. Ați evitat reciproc? Nu, nu, nici vorba. Pur și simplu nu a fost o oportunitate, dar eu nu evit nimeni în mod special. Aș avea și eu o întrebare. Vă rog. Este referitor la declarația Băsescu. Eu am impresia că domnul președinte Băsescu vorbește doar pentru noastră, pentru presă. Nu m-a întrebat nimeni din miile de oameni care m-am văzut ce a mai zis domnul Băsescu. Deci cred că aveți o relație specială în general și cred că eu vreau să vorbesc pentru oameni. Dânsul vorbește pentru dumneavoastră, eu vorbesc pentru oameni. Nu PIB-ul, alocarea din PIB, cred că la asta. Noi am crescut în fiecare an, 2013 mai mult decât 2012, 2014 mai mult și așa va fi și în 2015. Vreau însă să-mi fac datoria, cu riscul sigur de a nu fi la fel de popular, de a spune că orice creștere în zona de salarii trebuie să fie o creștere pe care să putem să o susținem și în anii care urmează. Eu sunt dintre cei care, și cred că și dumneavoastră vă amintiți la fel de bine, într-un an electoral, 2008, am dublat salariile profesorilor pentru ca să constatăm în 2009, n-am spus nimic, erau alegeri, ca să constatăm în 2010 că le tăiem. Ori eu vreau să nu uităm că există și anul 2015. Sunt absolut convins că domnul Băniceoiu, eu, domnul Dragnea, vom avea responsabilitatea acestei țări și în 2015 și eu nu pot să spun în 2014 dublăm tot, creștem tot și în 2015 să spun nu mai sunt bani. Asta poate spune cineva care nu are nicio responsabilitate. De aceea, anul acesta am avut bani atât cât au fost și am zis hai să nu împărțim, deși poate ar fi fost corect la toată lumea, hai să încercăm să dăm un mesaj pentru medicii rezidenți, care aveau veniturile cele mai mici și am încercat să dăm un mesaj foarte clar. La fel vom face și anul viitor. Anul acesta, de altfel, încercăm în continuare pentru anumite categorii să alocăm cheltuieli salariale mai mari, cheltuieli pe care le putem susține în perioada care vine. Asta e o parte. A doua parte este următoarea. Cred că orice medic, orice asistentă își dorește evident un salariu decent și îl merită, dar își dorește condiții de muncă decente. Eu am întâlnit foarte mulți medici care mi-au spus, dom'le, sigur, avem salarii mici, dar făceți-ne să lucrăm într-un spital în care să putem să salvăm oameni, în care să putem să ne facem meseria. Așa încât lucrurile trebuie să meargă împreună. Nu poți doar într-o parte să dai sau doar în partea cealaltă. Și eu, repet, eu îmi fac datoria de a spune cât putem să facem anul acesta, cât putem să facem anul viitor, în așa fel încât nimeni la anul să nu-mi bată obrazul, cum li s-a întâmplat altora, să-mi spună, la alegeri a zis că curge lapte și miere și imediat după alegeri v-ați apucat să tăiați pensiile și salariile. Vă garantez încă o dată, fără niciun fel de referire, că atâta timp cât voi fi prim-ministru, nu se va tăia nicio pensie și niciun salariu, ci doar adăugăm. Că n-adăugăm destul, sunt cu totul de acord. Vă dați seama, aș vrea și eu la pensii să dăm mai mult decât am dat, aș vrea la salarii să dăm mai mult decât am dat. Dar e o mare diferență între a tăia 25% și a adăuga puțin. Eu vreau să rămân în partea celor care adaugă puțin, dar adaugă. Și încă ceva, a vorbat domnul ministru despre acel proiect de lege mărirea salariilor medicilor. Da. Dacă puteți da un procent, cât s-ar putea mări? Nu. E vorba de un proiect de lege care prevede o regândire a sistemului și a... vă spun direct, medicii n-au de ce să fie funcționari publici sau să fie tratați ca funcționarii publici.
E o prostie, ideea că pe medici îi faci funcționari publici. Trebuie să aibă dreptul de a obține și alte venituri. E o discuție mai lungă pe care am avut-o cu Colegiul Medicilor și e vorba despre o reformă reală a statutului medicilor și al personalului medical. Adică vor avea o grilă de salarizare proprie sau vor fi salarizați în baza unor reguli proprii? E un pic mai complicat. Ei sunt... Durează și nu e așa de simplu, în sensul în care eu sunt de părere că trebuie să aibă o relație contractuală doar și exclusiv cu spitalul, cu unitatea în care lucrează și din acest punct de vedere se poate să aibă acces și la alt gen de venituri. Adică nu vom avea voie să lucreze și spitale private în paralel cu spitalul de stat? Din potrivă. Exact din potrivă. Am zis că e complicat, că nu știu cum facem, deși explicăm, se înțelege invers. Și atunci prefer să facem la Ministerul Sănătății împreună cu Colegiul Medicilor o declarație foarte clară și cu scris, ca să nu se înțeleagă greșit și după aia iarăși alergăm să dezmințim ceva. Vă mulțumesc mult de tot și felicit încă o dată pe toți cei care lucrează aici, că își fac datoria. Haideți să vorbim spre Leoninu.